Doamne ajută și bine v-am găsit, stimați și iubiți ascultători, ai Radio Dorobogea la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă spune la mulți ani. Este prima emisiune din acest an, 2018, în care ne întâlnim. Și pentru această primă emisiune am pregătit o temă care este foarte interesantă și va fi dezbătută cu toată osârdia și grija. Originea răului sau rădăcina răului. Discutând despre drumul către sine în atâtea emisiuni precedente, bineînțeles că acum este momentul să clarificăm această problemă. De unde vine răul? Care este izvorul răului? Ce înseamnă, de fapt, răul? Și, bineînțeles, care sunt măsurile pe care le putem lua pentru ca răul să se transforme în bine? Așa că, stimați și iubiți ascultători, astăzi începem să vorbim despre originea răului. Ne vom sprijini în demersul nostru pe explicațiile, pe ideile, pe cuvintele Sfântului Apostol Pavel, pe care ni le trimite așa peste veacuri prin Epistola 1 către Corinteni. Corintenii, adică locuitorii Corintului, în Grecia antică, erau aceia pe care Sfântul Apostol Pavel i-a îndrumat pe calea lui Hristos și a întemeiat Biserica din Corint, Biserica creștină. Biserica creștină, la fel ca toate celelalte biserici, în cadrul Bisericii Universale creștine, Bisericii creștine primare, cum îi spunem noi în istoria religiei creștine, în istoria Bisericii creștine. Așa că aceste cuvinte de îndrumare pe care după oarecare perioadă de timp le-a adresat corintenilor sunt valabile și pentru noi, pentru cei care după 2000 de ani de creștinism am ajuns în această situație în care ne vedem că existăm. Coexistăm unii cu alții și vedem cum anume ne facem treburile, cum anume ne iubim unii pe alții, cum ne îngăduim unii pe alții, cum ne urâm, cum ne certăm unii cu alții și așa mai departe. Se potrivește situația pe care noi o traversăm, popor creștin de aproape 2000 de ani, situația noastră, cu cea de atunci a corintenilor. Iată de ce vom da citire câte unui text din această epistolă a Sfântului Apostol Pavel și care să ne sprijine textul respectiv, ideile. Începem cu capitolul 1, dar de pe la jumătate așa. Vă rog, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să fiți într-o vorbă și în sânul vostru să nu fie dezbinări, ci să fiți cu totul uniți în același gând și în aceeași dreaptă judecată. Fiindcă despre voi, frații mei, prin oameni de-ai Hloiei, mi s-a făcut cunoscut că la voi sunt certuri. Și îi spun aceasta, că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, sau eu al lui Apollo, sau eu al lui Chefa, sau eu al lui Hristos. Împărțitul sau oare Hristos? Nu cumva Pavel s-a răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n-am botezat decât pe Crispus și pe Gaiu. Ca să nu zică cineva că ați fost botezat în numele meu. Ba nu, am botezat și casa lui Ștefanas. Încolo, nu știu să mai fi botezat pe cineva. Căci Hristos nu m-a trimis să botez, ci să binevestesc, nu într-o înțelepciune a vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să rămână deșartă. Ne oprim puțin aici, stimați și iubiți ascultători, din cauza că
Aici trebuie să lămurim un lucru. Înțelepciunea vorbirii la care se referă Sfântul Apostol Pavel reprezintă tendința spre filozofare, spre teoretizare a credinței creștine, a credinței în Hristos Iisus. Practic, de îndepărtare de la caracterul acesta adevărat trăitor sau trăit al credinței creștine, de la caracterul practic al acesteia, la o teoretizare și la filozofare, pierzându-se în teorii și în filozofie și în realitate, uitând latura cea mai importantă a acestui creștinism, trăirea, practicarea lui. E importantă practicarea acestuia și mai puțin importantă filozofarea pe baza religiei creștine. De aceea, după cum știți, în alte emisiuni am afirmat că, de fapt, creștinismul înseamnă antrenamentul pentru viața veșnică. Calea spre mântuire, bineînțeles. Deci are un caracter practic evident. Continuăm. Căci cuvântul crucii, nebunie este pentru cei ce pierd, dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Că scris este, pierde voi înțelepciunea înțelepților și deșteptăciunea celor deștepți o voi ascunde. Ne oprim iarăși. Cuvântul crucii, cuvântul lui Hristos, este putere pentru cei care se mântuiesc. Adică deschide mințile oamenilor, le luminează cu harul Duhului Sfânt și în felul acesta oamenii trăiesc altceva decât înainte de a-L fi primit. De a fi primit harul Duhului Sfânt prin cuvântul crucii. Pentru cei care nu primesc harul Duhului Sfânt, care sunt opaci la lumina aceasta, harul Duhului Sfânt, aceștia nu pot să aprecieze, pentru aceștia nu, cuvântul crucii este nebunie, este fără sens, este o contradicție în termeni, e nonsens. Și din cauza aceasta, ei nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu, n-au cum să se subțieze ca să intre pe calea cea strâmtă și îngustă către împărăția lui Dumnezeu, ci rămân grosieri, rămân materialitate trupească și atât, și sufletul e ca și cum nu l-ar avea. Deși, ulterior, după ce mor, constată cât de important este sufletul, dar, din păcate, nu mai are lumina harului, nu mai este luminat, nu mai este hrănit, este vai de capul lui. Dar, continuăm. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este întrebătorul acestui veac? Oare n-a arătat Dumnezeu drept nebună înțelepciunea lumii acesteia? Că de vreme ce prin înțelepciune lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu într-o înțelepciunea lui Dumnezeu, atunci pe cei ce cred a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască prin nebunia propovăduirii. Și în timp ce iudeii cer semne și nimeni caută înțelepciune, noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pentru iudei, piatră de potignire, iar pentru băgâni, nebunie. Dar pentru cei chemați, și iudei, și elini, Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât oamenii. Fiindcă uitați-vă la chemarea voastră, fraților, că nu mulți sunt înțelepți după trup, nu mulți sunt puternici, nu mulți sunt de neam bun. Dar tocmai pe cele nebune ale lumii le-a ales Dumnezeu ca să-i dea de rușine pe cei înțelepți. Și tocmai pe cele slabe ale lumii le-a ales Dumnezeu ca să-i dea de rușine pe cei tari. Și tocmai pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele disprețuite, le-a ales Dumnezeu pe cele ce nu sunt ca să le facă de nimic pe cele ce sunt. Așa ca niciun trup să nu se laude în fața lui Dumnezeu. Din el dar sunteți voi întru Hristos Iisus, cel ce de la Dumnezeu s-a făcut pentru noi înțelepciune, dreptate și sfințire
și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cel ce se laudă în Domnul să se laude. Deci Sfântul Apostol Pavel aici pregătește argumentația extraordinară pe care o dă, explicația pe care o dă pentru această viziune asupra lumii greșită pe care o numește nebunie în fața lui Dumnezeu. Viziunea asupra lumii este asigurată de către rațiunea care stă la baza ei. O rațiune omenească, aceea care stă la baza acestei viziuni asupra lumii, concepție despre lume și viață, aceasta este lipsită de harul lui Dumnezeu, fiindcă omul a îndrăznit să încalce voia lui Dumnezeu și s-a lipsit de harul său. Și iată, venim la subiectul nostru, rădăcina răului, a răului din lume. Constatăm cu toți, stimați iubiți ascultători, că în jurul nostru se produc foarte multe fapte rele. Dacă stăm să analizăm buletinele de știri, de exemplu, de la diverse instituții, inclusiv cele din mass media, care sunt preponderente în acest domeniu, constatăm că știri despre bine sunt poate 2-3%, pe când știri despre cele rele sunt diferența. 97%, 98%. Analizând, de fapt, acest caracter al știrilor, constatăm că este mai mult rău. Deci, se oglindește răul în lume mult mai mult decât binele din lume. În această lume există bine? Da. Există și bine. Căci dacă n-ar mai exista bine, lumea întreagă s-ar sfârși. Pe măsură ce binele se retrage din lume, de fapt, ce răul acoperă lumea, se apropie lumea însăși de sfârșitul ei, de sfârșitul acestei viziuni asupra creației. Viziunea pe care omul a dobândit-o atunci când nu l-a mai ascultat pe Dumnezeu. De ce nu l-a mai ascultat pe Dumnezeu? Din cauza că omul nu s-a mai văzut în comuniune cu Dumnezeu prin harul pe care Dumnezeu îl dăruise. El s-a văzut el însuși, adică s-a văzut pe sine din afară. Și din afară a dobândit această vedere din afară. Nu s-a mai văzut în sine. Și din cauza aceasta, el s-a văzut din afară cu limite, limitat. Și astfel s-a văzut în trup și s-a văzut că este gol și s-a rușinat și și-a făcut, după cum spune referatul Sfintei Scripturi, șorți din frunze de smochin. Deci Adam și Eva s-au văzut pe sine goi și s-au rușinat. Goi, adică s-au văzut din afara trupului, nu s-au mai văzut din sine, fiindcă în sine aveau comuniune în Duhul Sfânt, prin har, cu Dumnezeu. Și atunci au căpătat vederea trupească, vederea din afară, și au pierdut vederea din sine, vederea duhovnicească. Și din cauza aceasta au fost și izgoniți din rai și limita pe care le-a impus-o Dumnezeu a fost aceea sabie de foc rotitoare pe care heruvimii care păzesc intrarea în rai o rotesc în continuu ca să fie delimitarea. Păi delimitarea este lumina, stimați și iubiți ascultători. Lumina fizică. Această lumină pe care au văzut-o cu privirea din afară este delimitarea față de împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă lumina cea neînserată
este mult mai puternică și adevărată decât lumina aceasta fizică, pe care noi o primim de la soare, etc., pe care o vedem noi că este lumină. O mai și producem, printre altele, cu anumite tehnologii. Vezi becul, vezi LED-ul, vezi tot felul de lucruri care produc lumină. Așa că sursa, rădăcina răului, este egoismul, iubirea de sine, care s-a dezvoltat în conștiința omului după ce a căpătat privirea din afară. Lipsindu-se de harul lui Dumnezeu, a căpătat privirea din afară, s-a văzut pe sine limitat, diferit față de altul, iată Eva, era altă, n-au mai fost un singur trup, bărbat, femeie înseamnă om, ci s-au văzut diferiți, sexe. Și după aceea izgonirea respectivă, știți că scrie referatul Sfintei Scripturi, biblic, că a cunoscut pe femeia sa. Așa a apărut iubirea în sensul sexual. Pervertirea iubirii de tip duhovnicesc divin a însemnat iubirea sexuală și înmulțirea de tip sexuat a omenirii. N-a mai fost cuvântul cel care să prolifereze, ci a fost iubirea de tip sexuat, adică a fost sexul. Și trupurile s-au iubit între ele. În felul acesta și-a devenit omul animal, adică iubire de tip animalic, de tip trupesc. Iar Sfântul Apostol Pavel numește acest fel de a trăi demonic, animalic trupesc, dar îi spune clar demonic. Fiindcă, bineînțeles, cel care l-a îndrumat pe calea aceasta pentru a dobândi privirea din afară pe om, este cel care l-a invidiat, fiindcă avusese parte de cinstea din partea lui Dumnezeu, la care el năzuia și n-a dobândit-o. Adică era vorba de Lucifer, de Satana, ducă-se pe pustii și în locuri fără de apă. Și care, invidiindu-l, l-a sfătuit în așa fel încât să cadă și el în aceeași disgrație, adică lipsă de grație, lipsă de har, a lui Dumnezeu. Deci egoismul este rădăcina răului. Din ce cauză? Fiindcă răul este lipsa binelui. Ori binele vine din lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este binele absolut. Deci binele vine de la Dumnezeu și există forever, cum spune englezul, deci veșnic, pe când răul vine după căderea lui Adam din rai. Adică vine ca urmare a acestei căderi, care a însemnat dobândirea privirii din afară și iubirea de sine, egoismul. Iubindu-se pe sine mai mult decât pe ceilalți, pe care se vedea diferit, omul a început să își dezvolte această viziune asupra lumii de tip materialist. Și fiecare a vrut să agonisească, fiecare a vrut să fie mai bun decât celălalt, a apărut competiția, concurența, călcatul pe cadavre, datul din coate și câte și mai câte lucruri. Bineînțeles că a apărut uciderea, Cain și Abel, știți foarte bine. Și toate celelalte manifestări ale răului. Deci răul n-a existat, n-a fost creat de către Dumnezeu. A fost creat de către Adam cel căzut. A fost creat de către om. E consecința căderii omului. Răul. Căderii din ce? Pe de o parte, căderea din împărăția lui Dumnezeu. În ce a căzut? În timpul fizic, în timpul trecut. De aceea și lumina fizică este limita dintre una și alta. Adică împărăția lui Dumnezeu și această împărăție vremelnică pe care o conduce cu sârguință acest necurat. Așa că, stimați și iubiți ascultători, fixând asemenea repere,
putem să mergem mai departe în ceea ce dezvăluie Sfântul Apostol Pavel, că este rău în societate. Dar aceasta după o scurtă pauză. Am revenit, stimați și iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, suntem în studio, sunt de la lecția de religie și discutăm despre rădăcina răului, originea răului. După cele spuse anterior, aceste scurte pauze muzicale, trebuie să tragem și o concluzie optimistă de data aceasta. Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri, nu ne-a oprit de la a cunoaște adevărul și ne-a dat șansa de a ne întoarce din rătăcirea în care suntem. Pe de altă parte, dacă ne vedem pe unii, noi pe unii vedem pe alții diferiți față de noi înșine. Și acest lucru este considerat drept și rațional și logic de către toți. Dacă ne vedem diferiți, stimați și iubiți ascultători, apoi să știți că suntem în vederea din afară. Deci, toți suntem în aceeași sferă a vederii din afară. N-avem vederea duhovnicească. Un argument simplu este acela: când cineva face bine altuia, uită de el însuși și se dedică, adică se jertfește aproapelui. Și în momentul acela nu se mai vede pe sine din afară. Dobândește prin fapta bună, în timpul săvârșirii ei, vederea duhovnicească. Aceasta este influența iubirii, pe care dacă o dobândim, ea fiind această virtute de căpătâi a creștinismului, cea mai mare virtute teologică, aceea care le înglobează pe toate, urmarea harului fiind ea, înseamnă că am dobândit harul Duhului Sfânt și putem să iubim. Aceasta înseamnă că ne putem jertfi, uităm de noi înșine, nu ne mai vedem din afară și începem să avem vederea duhovnicească din sine. Și așa începem să ne cunoaștem pe noi înșine, făcând bine aproapelui nostru. E un paradox pentru cei care nu cred. Și paradox și nebunie tot pentru cei care nu cred în Dumnezeu. Fiindcă n-au harul Duhului Sfânt pentru a putea cunoaște binele, întâi și întâi trebuie să primim har de la Duhul Sfânt. Și în felul acesta ne desprindem de sfera aceea a egoismului, în care toți petrecem și urmarea, prima urmare a acestei pătrundere în sfera egoismului este vederea din afară. Continuăm. Și când a venit la voi, fraților, nu cu greutatea cuvântului sau înțelepciunii, am venit eu să vă vestesc taina lui Dumnezeu. Că n-am socotit ca între voi să știu altceva decât pe Iisus Hristos și pe acesta răstignit. Și într-o slăbiciune și cu frică și cu mare cutremur am fost la voi. Și cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în cuvântări de înduplecare ale înțelepciunii omenești, ci în arătarea Duhului și a puterii, pentru ca credința voastră să nu fie într-o înțelepciune a oamenilor, ci într-o putere a lui Dumnezeu. Celor desăvârșiți însă le grăim înțelepciunea, dar nu înțelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci grăim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea într-o taină, cea ascunsă, pe care Dumnezeu, mai înainte de veci, a rânduit-o spre slava noastră, pe care nimeni din stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, că dacă ar fi cunoscut-o,
nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, ci, precum este scris, pe cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a usuit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nouă însă ni l-a dezvăluit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul pe toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Căci cine dintre oameni le știe pe cele ale omului, în afară de Duhul omului, care este în el? Așa și cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut în afară de Duhul lui Dumnezeu. Dar noi nu Duhul lumii l-am primit, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele prin har dăruite nouă de Dumnezeu, pe care le și grăim. Nu în cuvinte învățate din înțelepciune omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt pe cele duhovnicești, supunându-le spre judecată celor ce sunt duhovnicești. Omul firesc însă nu primește pe cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și el nu le poate înțelege, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Cel duhovnicesc însă pe toate le judecă, dar el nu-i să fie judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l învețe pe el? Noi însă avem gândul lui Hristos. Așa că, stimați și iubiți ascultători, vedeți cum explică Sfântul Apostol Pavel diferența aceasta de percepție, de viziune asupra întregii creații. Deci, creația nu este rea. Creația este bună foarte. Numai că noi nu vedem cum este. Și nu vedem, fiindcă s-a pus văl peste ochii duhovnicești pe care i-am primit, fiind în creația lui Dumnezeu, de la Dumnezeu, și ni s-au deschis ochii trupești pe care i-am dobândit în urma neascultării, stimați iubiți ascultători, neascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, chiar cuvântul lui Dumnezeu, Tatăl, a venit în lume ca să ne redea în fond această viziune pierdută asupra creației și să ne includem iarăși în creația bună foarte inițială și să o și desăvârșim ca ea să nu mai poată cădea vreodată din har, din puterea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră? Grecii în greaca veche au spus, au denumit sufletul psihe. Psihe. Se numește suflet. Iar oamenii, cei care sunt necredincioși, care nu aveau pârga Duhului Sfânt, harul său nu l-aveau primit în inimă, aceștia au despărțit cuvântul psihe, inițial suflet, și l-au denumit psihic. Adică au despărțit de harul Duhului Sfânt. Și atunci s-a dezvoltat știința numită psihologia, iar partea de medicină care rezolvă anumite cazuri, psihiatria. Dar nimeni nu recunoaște faptul că aceste două științe s-au dezvoltat prin ruperea sufletului în două. A devenit psihic, nemai având componenta duhovnicească, harică, deși acest lucru este imposibil. Numai că în viziunea noastră, aceea despre lume și viață din afară, de care pomeneam mai înainte, despărțirea aceasta este posibilă și rațională, fiindcă în locul lui Dumnezeu ne-am pus pe noi înșine, adică omul este pus în locul lui Dumnezeu. Se numește antropomorfism. Și în loc să fie Dumnezeu cel care izvorăște totul, creează totul, omul s-a substituit lui Dumnezeu după sfatul Satanei din rai, din împărăția lui Dumnezeu, și ca să fie el ca Dumnezeu, și în felul acesta a cunoscut și răul, fiindcă înainte
nu cunoștea răul, ci doar binele. Așa că, stimați și iubiți ascultători, aici avem o problemă deosebită. Noi credem că avem psihic, și care înseamnă totalitatea sentimentelor, gândurilor, tot ce se leagă de minte și de afect, de sentimente. Dar am uitat partea duhovnicească, aceea a suflării Duhului Sfânt, adică a lui Dumnezeu care a suflat Duh Sfânt asupra omului făcut din țărână și s-a făcut omul într-un suflet viu. De aceea sufletul, fără har, este ca și mort. Din cauza aceasta, Iisus Hristos îi numește pe cei morți pe care trebuie să-și ducă mortul lor la groapă. Lasă pe cei morți să-și ducă morții lor, îi spunea unui ucenic care i-a spus să-l mai păsuiască puțin ca să-și îngroape tatăl și să nu vină neapărat atunci când l-a chemat după el, după Hristos. Și sufletele sunt ca și moarte, deși ele nu sunt despărțite de harul lui Dumnezeu, fiindcă sufletul este întreg, dar este întreg împreună cu harul lui Dumnezeu, cu suflarea de la Duhul Sfânt. Așa este întreg sufletul, așa este nemuritor, fiindcă altfel, în mod, atenție, abstract, dacă e să o spunem așa, deci teoretic doar, putem să-l considerăm că n-are harul Duhului Sfânt și că nu mai este nemuritor, ci este muritor, este psihic. Așa că, stimați și iubiți ascultători, din cauza aceasta, spitalele de psihiatrie sunt pline de oameni care se consideră că au boli mentale sau mintale, cum vreți să spuneți, boli mentale, și care sunt tratați cu medicamente care le amorțesc simțurile și îi transformă în niște legume, spunând că îi tratează toată viața, deși nu îi tratează deloc. Adică nu înlătură cauza bolii. Foarte puțini se vindecă. Foarte puțini și în cazuri speciale. În rest, majoritatea sunt doar amorțiți ca să nu facă rău. Să nu se manifeste diabolic, demonic, nestăpânit, necontrolat în societate. De aceea se întâmplă așa ceva, fiindcă psihicul, de la bun început, a fost considerat greșit ca fiind despărțit de harul lui Dumnezeu. Adică nu mai este suflet, este un suflet amorțit ca și mort. Când biciuiești ca ai morți, n-ai cum să-i trezești. Așa că, stimați și iubiți ascultători, iată de ce Iisus Hristos a spus: cine îl face pe fratele său nebun, acela este vrednic de ghiena focului, de ghiena iadului, de focul iadului, de ghiena iadului. Deci nu există boli mentale. Există doar demoni care fac în așa fel încât acest psihic să fie deturnat, să deraieze, să nu mai aibă o conduită normală. Adică să nu mai țină calea de mijloc, comună tuturor celor care numesc această cale normal. Sper că este clar ceea ce am spus și sper că și aceia care sunt chiar în domeniu recunosc justețea argumentelor care nu sunt de acum, ci iată, sunt de vreo 2000 de ani. Și nu le-am spus noi, ci le-au descoperit aceia care aveau harul Duhului Sfânt, se numesc apostoli, care l-au primit în chip văzut, în chip de limbi de foc, în mod clar în istoria omenirii, și care nu pot fi înșelați de către cel care înșală inimile și mințile oamenilor. L-a numit mai întâi pe necuratul. Așa că, stimați și iubiți ascultători, fiindcă se apropie și momentul în care ne vom despărți de acest episod, o concluzie parțială pe care o tragem din tema aceasta, originea răului, este aceea că atunci
chiar dacă sunt în biserică, atunci când ne credem că suntem proprietari cumva pe ceva, chiar dacă este vorba de biserică, chiar dacă este vorba de o anumită demnitate, funcție, nu suntem decât niște oameni oarecare înșelați de câte diavol. Scurt, fiindcă ce ai tu fără ca să fii primit, spunea Sfântul Apostol Pavel într-o argumentație pe care o vom dezvolta într-o emisiune viitoare. Ce ai tu fără ca să fii primit? Nimic, gol am intrat, spunea dreptul Iov, în această lume, gol voi ieși din lumea aceasta. Deci, am intrat într-o viziune asupra creației și ieșim din ea și, redobândind sufletul calitățile sale întregi, fiindcă el este nemuritor, de fapt, atunci va vedea înșelarea în care a fost o viață întreagă, pământească, vremelnică. Dar nu va mai putea să facă nimic ca să îndrepte răul la care s-a făcut părtaș. Din cauza acestei orbiri duhovnicești și dobândirii vederii din afară. Despre acest lucru, vederea din afară, dacă vreți să vă lămuriți mai mult, abordând viețile sfinților, o lucrare monumentală, în 12 volume, în care fiecare dintre sfinții importanței calendarului ortodox învață pe ceilalți, fie prin faptele pe care le-au săvârșit ei, fie și prin învățătura pe care au lăsat-o în scris sau au transmis-o oral ucenicilor lor, învață despre această privire din afară și despre egoismul care este cauza tuturor relelor de pe pământ. Așa că, sfârșindu-se timpul acordat emisiunii, ne despărțim, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, e bine să intrăm mai în profunzime și iată că o facem așa cum am promis, ca să înțelegem, de fapt, cine suntem. Într-adevăr, suntem pe calea lui Hristos, dacă suntem cu Hristos și dacă El, Hristos, este în inimile noastre, își găsește să-L lași acolo. Și Sfânta Biserică este singura care ne mai poate salva. Altfel, n-am avea nicio șansă să scăpăm de această privire din afară. Să aveți parte de o săptămână binecuvântată. Bogdan Nicolae Matescu vă spune, Doamne ajută!